Hei, bine v-ați întors pe acest canal! Dacă v-a plăcut materialul cu casa noastră randată în Qhome, așa, în mare, cum ne-ar plăcea nouă să arate, Qhome este aplicația pe care v-am prezentat-o și pe Instagram, dar și pe YouTube acum câteva zile. Dacă v-a plăcut acel material, să știți că și ăsta este tot unul în direcția aceea. La finalul acelui material, dacă nu mă înșel, dar cu siguranță pe Instagram am făcut asta, dar cred că și la finalul acelui material de pe YouTube, am lansat o invitație și anume dacă este cineva care rezonează cu mine și cu ceea ce am făcut în acel material și cu ideile mele sau habar nu am, poate pur și simplu întâmpină dificultăți în a lucra cu respectivul material, aș fi mult mai mult decât bucuroasă să ajut. Și în sensul ăsta mi-a scris o urmăritoare pe care o cheamă Melissa și ăsta este tot detaliul pe care îl voi spune despre ea ca să pot să mă raportez la ea pe parcursul videoului. Ea mi-a dat un mesaj și mi-a spus că are și ea planul casei, sunt în construcție cu casa și a încercat să își aranjeze toată căsuța în Qhome, dar nu s-a descurcat și m-a întrebat dacă nu cumva aș vrea să o ajut pentru că are o zonă pe care nu știe exact cum vrea să o designuiască, nu poate neapărat să-și o imagineze cum ar vrea să arate la final, deși are câteva materiale de inspirație și eu am zis sigur că da, de ce nu? Am întrebat-o dacă e de acord să facem și acest material video, mi-a spus că da, and here we are. Vreau să vă spun înainte de toate că eu m-am ocupat de a face structura casei, adică felul în care este ea compartimentată înainte de acest material, pentru că mi-a luat ceva timp să fac treaba asta și atunci am zis că n-are sens să fac asta pe video pentru că o să-mi ia foarte multă vreme și am nevoie să fiu un pic concentrată. Să trecem la treabă, cam așa arată căsuța la parter. Am făcut numai parterul, de data aceasta însă vreau să vă arăt că am fost sunt foarte mulțumită de mine că am reușit să pun scara cum trebuie cu măsurile reale și bineînțeles cu gaura asta de aici de sus, pentru că dacă mergem la randare, iată cerul înstelat. Glumesc. Bun, nu am pus absolut nimic pe aici, nu am făcut niciun fel de finisaj, de altfel nici nu știu exact ce fel de finisaj își dorește, pentru că mi-a spus exclusiv de zona asta de living și de bucătărie, că are o porțiune și mi-a explicat în câteva fotografii cam ce ar vrea, dar nu știu exact cum ar arăta. Și asta este ce o să încercăm noi să facem. Eu am pus aici un set de scări, aș vrea eu să zic, destul de neutre așa și simple, adică nu au ceva în mod deosebit, sunt doar niște scări de lemn. Scările astea sunt puse 2,20 cu 2,40, fix cât are ea în plan lăsat spațiul, iar gaura de aici de sus, care practic face conexiunea între cele două etaje, este lăsată tot conform măsurătorilor pe care le am din planul ei. E posibil să fie o eroare de 10-20 de centimetri pe aici pe acolo și mi-o asum, pentru că o să fac disclaimer-ul acum, nu la final. Eu nu sunt un om specializat în treaba asta, nu am cursuri, nu am nimic în sensul ăsta, am doar imaginație și o dorință de a învăța. Ceea ce fac eu aici nu sunt neapărat, de fapt nu că nu sunt neapărat, nu sunt deloc reguli pentru a îți designui casa, sunt pur și simplu ideile mele pe care pur și simplu vreau să le share-uiesc cu cineva care e interesat să le audă. Așa că dacă materialul ăsta nu e deloc pe placul vostru sau credeți că vreau eu să vă impun ceva, să nu credeți că vreau să vă impun ceva și să știți că nu mă supăr deloc dacă alegeți să vizualizați un alt material, poate cu ceva mai multe informații. Un alt disclaimer pe care vreau să-l fac este că nu am avut neapărat toate măsurătorile, nu știu cât de înaltă este casa lor, așa că eu am făcut pereții la 2,80, care este standardul din aplicația Qhome. Nu știu exact cât de înalte sau cât de late vor să fie ușile, așa că am păstrat un standard de înălțim și de mărim pentru ușile și ferestrele astea și le-am pus ochiometric, să zic așa, cam cum erau ele în plan, pentru că, repet, nu erau chiar toate măsurătorile acolo sau poate pur și simplu nu am știut eu să le citesc cum trebuie. Bun, păi să vedem. Zona asta de aici, pe care eu o arăt cu cursorul acum, este practic holul de la intrare și așa a dorit foarte mult ușa asta tip arcadă, care de fapt nu este o ușă, este o intrare. Mi-a luat foarte mult până am descoperit cum se face arcada asta, dar trebuie să vă spun că am fost super încântată când am văzut cât de ușor se face, iar eu căutam
cine știe ce chestii complicate. Zona asta de aici, pe care am secționat-o, am selectat-o de fapt eu și este într-un cadran albastru, ar trebui să găzduiască un șemineu. Așa că mă gândeam să pornim în căutarea unui șemineu și să vedem de acolo mai departe ce ne-ar plăcea sau ce nu ne-ar plăcea să vedem pe perete. Stilul pe care ea mi l-a arătat seamănă, uite, de exemplu, cu șemineul pe care l-am ales aici, dar mă gândeam să mai aruncăm un ochi să vedem ce mai găsim, ceva în genul ăsta. Mi-ar plăcea totuși să fie o fotografie, uite, cu un șemineu care are și un foc acolo, ca să ne imaginăm să fie cât mai realistic. Uite, ăsta arată foarte bine. Ca idee, găsiți în zona asta de aici în dreapta, o să vedeți că dacă vă uitați pe parcursul materialului, vedeți toate măsurile și unghiul și așa mai departe. Ea își dorește niște profile decorative aici în spatele șemineului, pe care cred că pot să le caut chiar acum să vedem ce găsim. Asta mi se par un pic cam impunătoare. Ăsta ar putea să arate bine. Da. Îmi place și ăsta. Țineți cont că astea merg redimensionate, adică dacă vi se pare, arată bine de cam lat, nu e nicio problemă, chiar nicio problemă, că putem să-l modificăm. Uite, de exemplu, dacă îl vom folosi pe ăsta. Ok, am putea chiar să îl scalăm. Și acum că îl văd, parcă nu mă prea dă pe spate, ia să mai verificăm alte variante. Uite, ăsta cred că ar arăta mai bine, mă gândesc. Mi se pare că arată nițel mai bine, pentru că este încadrează un pic între profile acest șemineu, pe care de altfel îmi dau seama acum că nu l-am pus chiar foarte bine la jumătate, motiv pentru care ar trebui să-l mai mut. Bun, acum că mă uit la chestii pe aici, mă gândesc ce fel de culori ar trebui, adică am avut nevoie să văd un pic șemineu ca să mă gândesc la finisaje și ia să vedem cum arată. Nu, trebuie să fie mai deschis un pic pentru că avem profilele astea albe. Bună, îmi place cum arată. Știu că restul n-am umblat la restul la hall la astea, dar le las pentru mai încolo. Hai, uite, dacă toți sunt aici, de fapt aș putea să mă folosesc de ăsta ca să-l pun și aici în hall, inclusiv bucățica asta micuță, efectiv ce se vede, așa, grozav. Să vedem o canapea. Știu că bucătăria și-o dorește destul de clasică, albă, cu un blat de lemn, ceea ce mi se pare super frumos. A fost o vreme când îmi doream și eu același lucru. Să vedem ce găsim pe aici. Că găsim una care ne place ca format și o modificăm noi în ceea ce privește culorile. Uite cum e asta, asta e drăguță. Mi-ar plăcea să fie un pic mai măricică, mai complexă, că îmi pare că ea are aici ceva spațiu. Cred că pe asta am folosit-o și eu la mine, nu sunt sigură. A, pe asta cred că am folosit-o eu la mine. Asta cred că ar putea să funcționeze. Mă gândesc unde ar putea să intre frigiderul în toată combinația asta și mă gândesc că am o singură variantă să-l pun aici. Nu știu cât de mult o să le placă asta, dar ia să vedem. Poate mai găsim altceva care arată mai bine și are și un frigider incorporat. I-am pus asta așa aici. Ar putea să arate chiar foarte bine. Sunt niște chestii pe aici, niște găuri care nu știu exact din ce sunt, care-i treaba cu ele. Ia uite, hai că am rezolvat-o, nu era aia o problemă. O dăm un nițel mai așa și nițel mai spre noi. De fapt, cred că trebuie și ea scalată. E cam închis la culoare și de-aia momentan nu se vede, dar pe randare probabil că va arăta diferit. Și acum cred că aici ar trebui să mai punem deasupra frigiderului un corp ceva, că mi se pare că arată un pic weird. Uite, un cabinet din ăsta. Să vedem ce găsim. Poate am noroc și dau de unul care se semene cu astea pe care le-am pus deja aici. Nu mă dă neapărat pe spate treaba asta cu frigiderul aici, dar nu prea știu. Adică nu-mi dă foarte multe opțiuni acest corp. În fine, hai să-l colorăm diferit. Se arată bine, chiar îmi place mult.
Așa. Și să ne ducem să schimbăm culoarea de la ăsta. De-aia v-am zis că puteți să alegeți un mobilier care vă place și schimbați culoarea în funcție de ce vreți voi. Eu la wood aici am o problemă. Cred că ar trebui să aleg ceva un pic mai închis și un pic de tot mai rușcat. Adică să vedem acum, că nu mai țin minte pe care l-am pus, dar cred că le-am nimerit. Aș zice eu. Pot să-i pun și un din ăsta aici ca să vadă cum ar fi. Ia să-i punem noi fete aici o chiuvețică, să avem ce să-și spele farfurioarele astea. Hai să lucrez la ferestre. Cred că v-am zăpăcit un pic, că vedeți că am un stil destul de haotic, așa, dar acum mă inspira asta, acum mă inspira elaltă, you never know ce o să fac următoarea oară. Mie îmi plac foarte mult ferestrele mari, la ea am văzut că are și ea ferestre mari și în plan și în imaginile pe care mi le-a dat, adică am putut să văd așa și chestii similare de la imaginile alea. Și o să încerc să îi pun niște ferestre măricele, să se bucure practic. Uite, la bucătărie, de exemplu, cred că ar fi fain o fereastră din asta, dar pe de altă parte îmi imaginez că ar vrea să o și deschidă. Deci probabil așa ceva mai degrabă, cred că i-ar plăcea. Și cred că ar trebui să rămână în zona asta de alb cu ea. Hai să mergem să găsim o masă. No, uite, cam așa. Cred că ar trebui să fie. Nu știu neapărat dacă rozul ăsta îi o fi pe plac. Aș putea să mă duc să mai umplu un pic la material. Iar scaunele albe, by default, mi se par greu de... Uite, sunt gri, de fapt, în realitate. Și astea sunt... Ah, sunt grena. Ok, ok, bine. Bine, hai să o lăsăm așa și să vedem apoi cum arată. Oricum, la canapea mă gândisem totuși tot la o canapea gri. Ia să vedem, so far. Și mă gândisem la o canapea în formă de L, tocmai ca să te bucuri cumva de tot spațiul ăsta și să delimitezi și zona asta de mâncat. Și atunci asta înseamnă o canapea în formă de L nițel mai mare. Deși asta cred că e imensă, nu? A, nu. Ce nimereală, ia uite. Bun, atunci L-ul mai lung ar trebui să fie pe partea cu fereastra, mă gândesc. Și asta înseamnă că bucata mai îngustă ar trebui să fie, să aibă și ea spătar. Uite, asta s-ar putea să meargă. Bine, cred că o să trebuiască să o redimensionez. Hai că până mă potrivesc eu mai greu, dar mă potrivesc aici în spațiu. Uite, am dat-o un pic la o parte pentru vreo draperie, în caz că e vreo draperie, dar pe de altă parte intră aici, adică e prea mare, cred, totuși. Oh, e măricică, n-are spătarul în schimb, nu e foarte înaltă ea în sine și spătarul nu e foarte înalt. E, de exemplu, asta este un must pentru Eugen, să fie spătarul mai înalt, e cam joasă. Asta mi-a plăcut, mi se pare ok aici. Și când, uite, când apare și șemineul, mi se pare că e cât de cât potrivită, pentru că nu e ok nici să fii super aproape de șemineu. Cred că și persoana care stă aici vede. Ar trebui să punem și un covor, aș zice eu, și o măsuță, un coffee table, de exemplu. Una micuță aș vrea să pun. Eu am început să mă gândesc destul de practic când vine vorba de măsuțe și mi se pare ok, să zicem că această canapea este toată folosită și mi se pare că la o canapea în L e potrivit să ai două măsuțe, pentru că s-ar putea cam toată lumea să ajungă în centru unde ai pus tu masa și așa mai departe și atunci ar trebui să cuprinzi cumva cam toți oamenii care stau pe canapea și cel mai simplu mi se pare că poți să faci asta dacă ai două măsuțe. Rugs, nu știu dacă vrea să-și pună perdele, draperii și așa mai departe, așa că I will go with the flow și o să pun cum cred eu de cuvință. Îmi place ăsta, de cam închis, mi-l imaginam mai deschis un pic. Uite, ăsta, de exemplu, mi-a plăcut cum arăta, dar era destul de mic. Oh, ăsta chiar arată bine, îmi place. Ah, plante verzi, niște chestii verzi, am zis că mai punem. Niște flori verzi. Da,
De altă parte, nu știu cât de potrivit e să pui niște flori verzi lângă ăsta, că nu, mă gândesc că s-ar putea să nu fie chiar ceva potrivit, dar acum vom trăi și vom vedea. A, sau ceva în stilul ăsta, why not, înălțime. Ce înălțime? Să punem un... stați un pic că nu arată bine. Îl scalăm, pe ăsta îl scalăm ca să fie uniform. Cam mare. Hai să punem mai așa. Poate o floare verde în colțul ăsta, cred că asta s-ar potrivi destul de bine. Asta e cam măricică totuși, nu, ceva mai mic. Și pac, aici în colț. Și pe asta la fel putem să o mai scalăm, să o punem la un metru înălțime. Arată bine. Mă gândeam să îi pun bandă LED care a dispărut, uite aici. Cum o fi ajuns asta aici, nu înțeleg. Eu am pus-o prost, cu siguranță, că cine cineva. Așa, are bandă LED pusă acolo. Îi mai trebuie... Au, aici niște flori ar arăta bine, dar stați că am plecat. Eu v-am zis că plec într-o tonă de direcții. Să mă uit la astea care... ăsta arată bine. M-am dus în direcția asta de stil nordic, că mie mi se pare că după poze, cam pe acolo e casa. Ca stil și așa. Am găsit unul care îmi place, dar vreau să mă mai uit un pic să vedem ce mai găsesc pe aici. Poate găsesc ceva și mai drăguț. Așa. Și aici la living. Să vedem ce punem la living. Bun, hai că am ajuns la final. După cum ziceam, n-am făcut restul casei. Am făcut strict bucățica asta de care mi-a zis ea. Ar mai merge o grămadă de lucruri de făcut aici, adică modificări câte vrei tu și alte combinații pe care poți să le adaugi. Una peste alta, hai să facem niște randări și să vedem cum ar putea să arate această casă, mă rog, această zonă din casă de care noi ne-am ocupat astăzi. Oh, ce drăguță este! Dar după cum ziceam, este calitatea standard. La celelalte cred că am dat calitate mai bună ca să ne le randeze un pic mai realist. Dar într-adevăr, blatul mi se pare și mie că ar putea să fie o idee mai deschis la culoare. Ăsta e un pic cam închis. Aici jos aș simți nevoia fie de un covoraj ceva în zona asta unde mâncăm, fie, nu știu, altceva în tot cazul. Frigiderul cred că s-ar vedea foarte bine dacă ar fi și el negru, la fel ca plita. Iată și zona asta, altă treabă, acum aveți și tu până sus ce se întâmplă. Și zona asta de fireplace și de canapea. Canapeaua chiar arată foarte confortabil, sincer. Da, good. Ia să vedem și din alt unghi același lucru. Adică același lucru din alt unghi, nu din același unghi. Am să-mi zis, nu? Ok. Îmi place ce văd, chiar îmi place mult, mult de tot. Ce aș schimba este modul în care am așezat bucătăria, în sensul că ar trebui să îmi petrec ceva mai mult timp ca să pot să customizez corpurile de bucătărie exact așa cum mi le-aș fi dorit. Parchetul ar putea să fie altul fără nicio problemă. Asta e tot standard. Uite, Ultra HD s-a randat aici ca să vedem, să ne clătim ochii cum trebuie la randarea asta. Iată, altă treabă cu totul. Și lumina pică foarte drăguț din direcția asta, mi se pare. Nu știu cum este orientată casa lor, asta nu am vorbit cu ea. Blatul ăsta, rămân la aceeași părere, că ar putea avea o altă culoare cu totul. Mi se pare, în schimb, zona asta de șemineu și zona asta de profile, care arată foarte bine. Cred că s-ar vedea nemaipomenit un profil și pe bucățica asta de aici. Și în continuare, cred că pe peretele ăsta ar mai merge să mai punem ceva, nu știu, un bookshelf, o chestie de genul ăsta. Ia să vedem și din jumătatea camerei, ca să vedem cum trebuie bucătăria, nu-i așa? Iată cum arată. Îmi place zona asta de profile decorative. Ar trebui, cred că, să se mai continue totuși pe arcadă, după cum ziceam. Îmi place și că, uite, asta e diferența. Ăsta este peretele alb-alb și aici arată mai a coajă de ou, cred. Aici am pus o lumină din asta strict deasupra zonei de stat ziua sau, mă rog, de venit prieteni, vizitați și așa mai departe, dar poate să fie orice altceva. Mi-a fost destul de greu să-mi imaginez ce s-ar potrivi aici,
așa că am apelat la o variantă destul de simplă. Îmi plac foarte mult ferestrele, arată nemaipomenit, cred că s-ar vedea la fel de bine dacă ar fi și mai închise la culoare, o idee. Îmi place foarte mult masa. Scaunele astea le-aș schimba și le-aș face nuanța asta de la canapea, mi se pare că sunt un pic albastre și nu prea se potrivesc. Dar uite, dacă vedeți, am pus și aici în rafturile astea câte ceva, adică chiar mi se pare că arată bine și iată și LED-urile și să vedem randarea și pe lumină de seară. E, aici probabil că este pus o lumină, dar nu înțeleg de ce nu le-au activat pe astea în randarea noastră. Asta este lumina de seară, cât de cozy ar putea să fie. Am primit un mesaj și am fost tentată să mă uit. La fel, astea sunt pornite, astea nu sunt pornite, I don't know why, dar chiar și așa mi se pare că arată foarte bine. Îmi place mult de tot ce a ieșit. Sunt curioasă dacă o să-i placă și ei. Și acum vreau să vă arăt încă o variantă cu modificările despre care vorbeam, pe care le-aș face o parte din ele. Bun, s-a făcut noapte până am făcut toate modificările astea, dar sunt convinsă că o să arate foarte bine. Acum mă uit și eu prima dată să văd. Dim, a mai apărut aici o floare, eu v-am zis că am luat așa cu florile. Am schimbat parchetul și mi se pare că arată mult mai bine, mult mai luminos. Îmi place foarte mult cum se vede. N-am făcut mare schimbare în zona asta. Am schimbat, cred, și culoarea canapelei și am făcut-o gri față de ce era mai devreme, parcă. Asta, adică am schimbat sigur culoarea, dar nu știu dacă înainte să randez sau după. Am venit aici și am pus o insuliță. Mi s-a părut că arată bine, inclusiv cu griul ăsta. Mi se pare că se potrivește cu canapeaua. Și am schimbat blatul, care e un pic mai portocaliu și mai roșcat și mi se pare că se vede foarte bine. Am păstrat totuși frigiderul așa, în nuanța asta de gri, deși inițial mă gândisem să-l fac negru și acum că mă uit că am și scaunele astea două negre, s-ar putea să arate bine. Și am mai pus aici un profil decorativ pentru că mi s-a părut că era destul de goală zona asta. Am mărit fereastra asta de aici, am uitat să o măresc și pe asta la fel de mult. Mi se pare foarte fain să mă rog, să speli vasele în timp ce te uiți pe fereastră. Mi-a jurat și eu chestia asta. Acum mi se pare că se văd mai bine și chestiile pe care le-am pus pe aici prin dulap. Aici mă gândisem că ar mai merge foarte bine tot așa niște două rafturi sau o chestie de genul ăsta în care poți să-ți ții, nu știu, să ai niște rafturi din alea cu coșuri unde poți să ții fructe, legume, de exemplu. Mă gândeam că ar fi o idee foarte bună, dar parchetul mi se pare că a schimbat foarte mult camera. Anyway, overall, așa arată acest proiect și sunt foarte curioasă să aud și feedback-ul vostru, dar mai ales abia aștept să vorbesc cu Melissa și să văd ei cum mi se pare că arată. Sigur că poate să se bucure de foarte multe îmbunătățiri, sigur că poate să fie văzută într-o altă perspectivă tot acest living, asta e perspectiva mea, mie mi se pare că arată foarte bine și chiar în timp ce făceam proiectul ăsta mă imaginam mergând acolo la bucătărie și făcând ceva chestii de mâncare, în timp ce pe canapea am niște prieteni, chiar mă gândisem la asta și mi se pare că merge, arată bine. Da. Asta a fost pentru astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă sunteți și voi la fel de entuziasmați de această aplicație, din care pare că nu mai ies de ceva vreme, vă rog să-mi scrieți pentru că mi-ar plăcea să împărtășim bucuria împreună. Mulțumesc mult de tot că ați stat cu mine până acum. Dacă mai e pe aici cineva care vrea să vadă, nu știu, poate perspectiva mea asupra spațiului său sau poate pur și simplu vrea să discutăm, nu știu, fiecare ce idee are, I don't know, pot să mai fac un material de genul ăsta dacă mai aveți proiecte pe care vreți să mi le dați. Mie mi-a plăcut mult de tot să stau să mă joc pe aici și dacă Melissa îi place și mai are chef și așa mai departe, cred că putem să ne uităm un pic și la etaj cu altă ocazie sau la restul camerelor, habar n-am. Dar da, ăsta a fost materialul nostru pentru astăzi. Vă pup și ne vedem data viitoare, care înseamnă luni. Pa!